Bine v-am găsit, balanțe, voi face tararea lunelor pentru luna plină din casa voastră, a personalității voastre, a temperamentului, a aspectului fizic, a sănătății dacă ați întreprins anumite lucruri în această, acest aspect al vostru, care reprezintă personalitatea, temperamentul, sănătate, acum șase luni, acum puteți culege roadele acestei munci. de să vedem, dacă n-ați vizionat oroscopul, puteți să-l vizionați, fiindcă acolo discuși despre Venus. Tot în această perioadă, într-un aspect benefic, conjuncție cu soarele în berbec în casa șaptea voastră. Haideți să vedem. Încep să le dau o parte pe cele care nu sunt implicate. Așa, deci ăsta, așa, așa, hagal, ăsta las aici lângă hagal, ăsta așa și ăsta așa. Ei am zice că totuși o etalare și cu aspecte negative, poate sunt aspecte mai din bechi negative, acest uh, ecvaz reprezintă o mutare în plan orizontal, o schimbare, o mișcare, am zice, o mișcare, o schimbare de locuință, o schimbare de loc de muncă, o călătorie pe care a spăcut-o, o călătorie care a fost să zicem cu persoane care n-au fost agreabile, n-au fost plăcute pentru voi. V-au creat probleme, v-au creat nemulțumire, uh, uh, dar uh, poate fi și rai doh. Uh, această schimbare uh, să nu fie benefică călătoria poate să ia o turnură nefavorabilă, proastă, poate să indice că nu trebuia făcută, nu trebuie să o faceți dacă este să faceți acum o călătorie în urma unor decizii. Deci această călătorie vă duce la lucruri neașteptate, dar în primul rând nedorite, poate să indice pentru unele persoane chiar o vizită la o rudă bolnavă, dar poate să indice și alte persoane sosite în vizită la voi. Această rună arată că sunt probleme trecătoare, întârzieri, accidente, dacă o privim și Hagal, care este grindina, Trebuie să acceptați aceste întârziere, amânări în această călătorie. Deci, trebuie să arate această situație, așa cum o vedeți aici, schimbarea unor planuri. Poate că aveați un anumit plan să faceți în această perioadă și va trebui să vă folosiți uh, răbdarea, uh, cum să spun, uh, echilibrul uh, și trebuie să fiți foarte atent la relațiile personale. Uh, pot apare rupturi mai repede decât uh, o înțelegere dacă nu sunteți concilianți Trebuie să vă păstrați simțul umorului, să aveți răbdare, să vă simțiți, să vă păstrați într-un fel acel echilibru astfel încât să puteți depăși această situație. Acest hagar, așa cum am spus, dă și riscuri. Riscul pe care, dacă vi le asumați, va trebui să le plătiți, poate să. <coughs> reprezinte și o decizie oficială care vă influențează această călătorie, această decizie oficială, dată de o persoană neimplicată în problema voastră, care nu interesează problema voastră, și, de asemenea, aceste întârzieri, obstacole, probleme și ei vaz, ei îl vedeți, este puțin într-o parte. El este arborele de Tisa. Ne-am gândit la obstacole. El puțin înclinat vă spune să fiți corecți în tot ceea ce faceți și prevăzători, dar și perseverenți pentru a transforma această călătorie, această mutare, schimbare într una benefică dintr una nefericită. Deci numai voi puteți să faceți acest lucru prin corectitudine, dar în același timp vă spune că puteți să vă fixați un scop, fiindcă această rună vă susține să vă atingeți acest scop pe care vi-l ați fixat. De asemenea, turisaz. Turisaz turisaz este ciocanul lui Thor. Ciocanul lui Thor vă susține este, am zis, o armă puternică de o protecție oamenilor și bunurilor pe care le aveți, adică vouă, balanțelor, și bunurilor voastre de această protecție, neuroc, Mai ales dacă o privim cu, ei, vaz, noroc neașteptat. Sub forma unei surse neașteptate de câștig. Uh, am zice, sunteți la un moment dat, la locul potrivit și momentul potrivit pentru a culege beneficii. Indică, norocul uh, este foarte aproape de voi. Uh, dar, uh, totuși, uh, uh, atenție la această sare de siguranță, deoarece, în acest caz, poate și arate și o trezire amară. Uh, situația prezentă trebuie evaluată, estimată corect în această poziție, uh, să luați o decizie corectă privind pasul următor, mai ales că avem aici EIH VAZ. Țelul vostru în problema respectivă nu va fi atins prea ușor, deoarece considerați că dreptatea este numai de partea voastră. Dacă sunt probleme legate de afaceri, dar ceea ce nu zbăd aici, Turisează, când apare alături de Hagal, este bine să amânați eforturile și strădanile pe timpul acesta, al câteva zile, fiindcă acest Hagal, acest spadvăd, să amânați această vizită, această mișcare, călătorie. În schimb, Sigel arată o situație benefică. Este o rună care indică daruri, daruri materiale, sentimentale. Ea este o rună care nu are poziție răsturnată și arată un moment benefic pentru voi. E un semn foarte bun, semnifică o finalizare fericită. La orice acțiune din timpul la care se. Deci, la orice acțiune pe care ați fi început-o, privind personalitatea voastră, temperamentul vostru, sănătate, bunurile voastre, cu șase luni în urmă. Deci, în apaceri, în parteneriat, în iubire ea semnifică daruri, daruri materiale, daruri sentimentale, chiar poate și o declarație, o cerere din căsătorie, o logodnă, deci este o rună foarte bună. Vă doresc numai bine!